Bună, Troi! Vântul bate tare astăzi, nu-i așa? Ce spui? Nu auzi nimic din cauza vântului? Ce s-a întâmplat? Penny, ești bine? Ai probleme să zbori pe vânt? Troi se va întoarce la depozit și va găsi un vehicul să ajute. Hei, Teddy! Troi a venit să te vadă! Avionul Penny s-a prăbușit în lac. Trebuie să o ajutăm înainte să se scufunde. Nu te îngrijora, Troi! Teddy are vehiculul care poate ajuta. Un elicopter? Bună idee! Atenție, Troi! Era cât pe ce! Uite-l, Penny! Nu avem timp de pierdut, Troi! Să despachetăm vehiculul imediat! Salutare, prietene! Cum te numești? Hela? Dragă Hela, avem o problemă. Poți ajuta? Bună treabă! Ce spui, Troi? Vântul s-a oprit în sfârșit? Înseamnă că e timpul să o ducem pe Hela înapoi la depozit. Mulțumim, Hela! Minunată treabă, Troi! Ne vedem data viitoare! Trenulețul Troi! Salut, Troi! Văd că te distrezi foarte bine azi!
Oh, nu! Troi! Suzy are necazuri! Are nevoie de ajutor chiar acum sau va cădea în apă. Poți să o ridici? Ai dreptate, Troi. Să mergem în orașul mașinilor să aducem un vehicul care să ne ajute. Ține-te bine, Suzy! Mergem după ajutor! Repede, Troi! Să construim un vehicul nou să o ajutăm pe Suzy! Uită-te la containere! Au piese cu care putem construi vehicule noi. Ce ar putea să o ajute pe Suzy? O macara? Un camion de pompieri? Un elicopter? Bună idee! Un elicopter ar putea să o ajute pe Suzy. E în fața ta, Troi. Să ne întoarcem să o salvăm pe Suzy. Bun, să le punem la oaltă, repede. Să descărcăm piesele mai întâi. Wow, e extraordinar! Salut, elicopterule! Suntem încântați de cunoștință! Cum te cheamă? Hector? Bun venit în orașul mașinilor, Hector! Troi, Hector folosește elicia ca să zboare și poate transporta lucruri. Hector, avem o treabă importantă pentru tine. O mașină are probleme și trebuie să o duci undeva în siguranță. Ne poți ajuta? Nu te îngrijora, Suzy! Noul nostru prieten poate zbura. El te va salva. Bun, Hector! Poți să o ridici pe Suzy și să o pui înapoi pe șosea? Wow, Hector! E super! Uite, Suzy are pană de cauciuc. Trebuie să o ducem la garajul lui Tom să o repare. Ne vedem la garaj. Salut, Tom! El e noul nostru prieten, Hector. Tocmai a salvat-o pe Suzy care era să cadă în lac. Dar are pană. O poți ajuta? Mulțumesc, Tom!
Mulțumesc pentru ajutor, Hector! Ne vedem în curând! La revedere, prieteni! Pe data viitoare! Trenulețul Troi. Doamne, Troi! E un cutremur! Să vedem dacă toată lumea e bine. Oh, nu! Să vedem dacă echipa de muncitori are nevoie de ajutor. Băieți, aveți tot ce vă trebuie pentru a termina de reparat podul? Ah, au toate materialele de care are nevoie Charlie, dar pe partea cealaltă a podului. Și nu pot trece dacă podul e rupt. O idee excelentă, Troi! Trebuie să mergem la depozitul din orașul mașinilor și să găsim un vehicul care poate traversa râul. Stați liniștiți, băieți! Ne vom întoarce! Ok, e timpul să-l cunoaștem pe noul prieten. Ce vehicul crezi că poate trece râul chiar dacă podul e rupt? O platformă auto? Un tractor? O barcă? Perfect! O barcă ar putea lua materialele și să le ducă la Charlie pe cealaltă parte a râului. Bun, vine! Să ne întoarcem la râu să construim barca. Acum să-l asamblăm pe noul prieten. Să descărcăm piesele mai întâi. Trebuie să construim la mal. Bun, e aproape gata. Salutare, barcă! Cum te numești? Bobby? Minunat! Bun venit în orașul mașinilor, Bobby! Troi, Bobby poate merge pe apă. Bobby, avem o treabă importantă pentru tine. Îi poți duce materialele lui Charlie? Asta este. Ok, Edgar. Poți ajunge să-i dai materialele lui Bobby? Excelentă treabă! Bun. Ok, Charlie. Acum poți repara podul.
Bună treabă, băieți! Troi, a fost o idee foarte bună să-l aducem pe Bobby. Echipa nu ar fi reușit să repare podul fără el. Pe mai târziu, Bobby! La revedere, băieți! Ne vedem data viitoare! Trenulețul Troi. O zi frumoasă, nu-i așa, Troi? Wow, Troi! Mașina aia merge prea repede! Trebuie să căutăm ajutor înainte să facă vreun accident. Să mergem în orașul mașinilor, repede! Acum îl putem cunoaște pe noul nostru prieten. Care ne va ajuta să oprim mașina, Troi? Cred că aceea arată ca o mașină de poliție. Să-l ducem în stație și să aflăm. Ia uite, Troi! Bine, Troi! Să mergem! Prima dată să descărcăm piesele. Wow! Asta e minunat, Troi! Salut, mașina de poliție! Încântați de cunoștință! Cum te cheamă? Matt? Bun venit în orașul mașinilor, Matt! Troi, treaba lui Matt este să ne apere orașul de băieții răi. Este foarte important! Matt, avem o treabă pentru tine! E o mașină care merge cu viteză mare pe autostradă. Repede, să mergem! Uite-o! O vezi, Matt? Prinde-o, Matt! Haide, Troi, să-i urmărim!
Wow! Extraordinar, Matt! Ai oprit vitezomanul! Mulțumită vouă, Matt și Troy, orașul mașinilor este în siguranță! Bună treabă! La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare! Adunați-vă cu toții! Cursa de noul an chinezesc e pe cale să înceapă! Maimuța, porcul, tigrul sau câinele? Cine va învinge și va deveni animalul următorului an chinezesc? Sunteți gata, băieți? Pe locuri! Fiți gata! Start! Ce start impresionant! Se pare că porcul Tyler conduce cursa. Ne apropiem de sosire și Tyler e încă în frunte. Ești bine, Jeremy? Haide, nu renunța! Oh, podul nu pare într-o formă prea bună. Oh, nu! A fost destul de dur, Jeremy. Ce vom face? Ia uite cine a venit. Troy, avem o problemă. Podul s-a prăbușit, iar Jeremy nu poate termina cursa de anul nou chinezesc. Adevărat, Troy? Îl poți ajuta? Incredibil! Să mergem la depozit! Bună, Teddy! Troy e aici. Să mergem jos să vedem ce vrea? Podul s-a dărâmat, iar Jeremy e pe cale să piardă cursa. Îl poți ajuta să treacă podul? O barcă? E perfect! Mulțumim mult, Teddy!
Bună, prietene! Cum te numești? Bobby? Uite care e treaba, Bobby. Avem o problemă. Jeremy trebuie să câștige o cursă, dar trebuie să treacă râul. Îl poți ajuta? Urcă sus, Jeremy! Asta este! Perfect! Mulțumim mult, Bobby! Mulțumim mult și ție, Troy! Grăbește-te, Jeremy! Intrăm în criză de timp! Oh, nu! Marley are pană! A ieșit din cursă! La fel și Carrie! Ești bine? Oh, motorul tău a cedat! Nu te îngrijora! Cred că Tom e pe drum! Tyler are probleme! Asta este șansa ta, Jeremy! Va fi cu siguranță foarte strâns! Ai reușit, Jeremy! Ai câștigat! Anul acesta va fi anul câinelui! Ai dreptate! Ar trebui să-i ajutăm pe Carrie și pe Marley! Vii și tu, Tyler? La mulți ani tuturor! Ne vedem în curând!